acea porțiune de alee cu băncuțe, să vedeți în ce hal arată. Dacă anii anterior turiștii traversau o adevărată junglă plină de buruieni și gunoi, anul acesta trebuie să fie atenți numai la treptele sparte, după care să ocolească pietrele de la baza scărilor până la nisip. Acesta este accesul spre plaja modernii în Constanța. Scările au devenit un real pericol, având în vedere că acestea s-au degradat și spart în timp. Iar de o parte și de alta, zona a devenit un real focar de infecție. Tencuiala este deja căzută, iar betonul vechi de-abia mai rezistă. Ar trebui să pomenim și de gunoaiele plantate din loc în loc, însă multe dintre ele sunt aruncate chiar de mâna omului, a celor care ziua sau noaptea traversează această zonă. Și probabil că tot aceștia sunt responsabili de mirosurile greu de suportat ce vin din locurile mai întunecate ale zonei de vegetație. Aici, în zonă, au devenit loc de refugiu pentru toți cei care au nevoie pentru necesități fiziologice, dacă nu în mare, atunci în acești boscheți. Oamenii reușesc cu greu să își mențină echilibrul pe aceste trepte, care după o zi de plajă devin o adevărată provocare de urcat. O balustradă ar putea să le facă accesul mai ușor turiștilor și constanțenilor care vin de ambun pe plaja din Constanța. Nimeni n-a luat nicio măsură, nici să le mai repare, nici să pună niște balustrade de o parte și de alta acasă, mai ajute bătrânii și bolnavii și așa, să urce scările astea. Foarte greu. Sunt trepte foarte înalte, pantele abrupte. Și nu ultima sunt... treaptă vine așa de tempie, deci de ea, dacă ești mai... Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, total nemulțumiți. Nemulțumiți de mizeria care este în jurul treptelor de coborâre și de urcare. Gunoaiele sunt de o parte și de alta a scărilor, iar mirosul devine greu de suportat odată cu urcarea treptelor. În multe zone observăm ambalaje ale alimentelor, șervețele și grămezi de peturi aruncate direct pe iarbă. Sunt la diverse înălțimi. Și risca să vă împiedicați. Noi și împiedicăm, bineînțeles. Nu sunt egale deloc constructorul când le-a făcut, nu știu cum a fost, că sunt... unele mai înalte, unele mai joase. Autoritățile au reabilitat faleza cu milioane de lei, bani europene au realizat iluminat public, însă rampele de acces pentru persoanele cu dizabilități și reabilitarea scărilor care duc spre plaja modern rămân în continuare pe lista de dorințe ale locuitorilor orașului de la malul mării.